Îți dau una și mai bună, care îți va aduce bani tot anul. Iei dovleacul, îl pui pe un tocător și îl tai. Acum îl tai în două și practic asta e cea mai grea parte a rețetei. De aici totul e floare la urechiușă. Și foarte ușor îi scobești sâmburii. Oh. Și dacă vrei să nu faci risipă, sâmburii ăștia poți să-i coci și să-i mănânci. Și așezi bucățile într-o tavă cu hârtie de copt. Lângă adaugi și 3 morcovi și îi bagi la cuptorul încins la 180 de grade pentru 40 de minute. Și acum începe partea care o să-ți placă cel mai mult. Ca să nu te murdărești, poți curăța dovleacul cu lingura și morcovii doar îi tai. După îți pregătești 4 căței de usturoi și 2 cepe mici pe care le pui la călit în ulei de măsline. Călești ceapa până devine translucidă. Adică cam 2-3 minute. Când ceapa e gata, adaugi dovleacul și morcovul. O paletă, le pisezi și le amesteci cât de bine poți. Nu trebuie să-ți faci griji pentru că la final o să-ți arăt ce trebuie să faci. Acum adaugi 200 de ml de smântână pentru gătit și 100 de ml de lapte. La condimente poți să-ți faci de cap, însă eu pun piper. Iar în amestecul ăsta am și piper roz. Bineînțeles, sare, lucșoară, un sfert de linguriță de scorțișoară. Și o lași să fiarbă pentru 5 minute și ești aproape gata. Iei amestecul de dovleac și îl pui într-un blender sau îl blendezi direct cu blenderul de mână. Și uite textura asta.